sună un glas, e înger cu vestea profeției ce azi se împlinește cu noi. Să cercetăm, să înțelegem mesajul, timpul e scurt, vine ziua de-apoi. Vă salut cu pacea Domnului și bun găsit într-o nouă ocazie de predicarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Aș vrea pentru început să ne plecăm capetele în rugăciune. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim pentru această zi de sabat, îți mulțumim că ne putem odihni în brațele Tale, și dorim ca în aceste momente speciale de rugăciune să ne primești, să-ți pleci urechea către noi, către strigătul acestei planete și să faci, Tată bun, ca rugăciunile noastre să primească răspuns la vreme potrivită după voia Ta. Te lăudăm că vei fi cu noi pe parcursul acestui studiu. Îți mulțumim pentru jertfa Domnului Hristos și pentru bucuria pe care ne-o face prezența Ta. Fii lăudat de acum și în veci de veci. Amin. Dragi prieteni, suntem iarăși într-un moment de transmisiune în direct
Suntem iarăși într-un moment în care suntem în imposibilitatea de a ne strânge mâna, de a ne îmbrățișa, de a fi o familie, așa cum ne-am obișnuit, dar suntem o familie chiar și de la distanță. Suntem oameni pe care Dumnezeu i-a așezat față în față, fie pe internet, fie prin orice mijloc prin care cuvântul lui Dumnezeu ajunge la inimile oamenilor. Vă doresc să aveți pace, să aveți bucuria prezenței lui Dumnezeu, iar în aceste momente în care dorim să ne așezăm la dispoziția Lui, să-I spunem ceea ce avem pe suflet, ceea ce ne împovărează, aș vrea să ne gândim la această lume care, dincolo de tumultul ei, are nevoie de Dumnezeu. Are nevoie de prezența Lui care să învioreze, să aducă vindecare fizică, mentală, spirituală. Avem nevoie de Dumnezeu, cu alte cuvinte. Într-o lume în care corupția, falsul, minciuna își iau locuri de cinste, sunt promovate pe orice canal. Oamenii care produc astfel de stări sunt adulați, sunt prezentați ca fiind oameni deosebiți, care au reușit să înșele vigilența celorlalți. Și pedeapsa pentru astfel de situații este, dacă vreți, simbolică, raportând la dezastrul pe care îl produce corupția și minciuna în această lume. Dacă vreți, este o scenă decupată din ceruri, așa cum am învățat în Sfânta Scriptură. Lucifer a reușit să ducă în eroare a treia parte din îngeri, să-i conducă într-un proces de răzvrătire continuă. Și a venit pe pământ, înșelând pe Adam și Eva în grădina Edenului. Sunt episoade pe care noi le cunoaștem și, din păcate, trăim urmările acestei stări de lucruri. În Egipt există o locație, Amarna se numește. Acolo arheologii au căutat și cercetătorii au ajuns la concluzia că există dovezi ale începuturilor acestui pământ. Există dovezi ale corupției, ale falsului, încă din cele mai vechi timpuri. Când oamenii au ieșit din grădina Edenului, s-au confruntat cu corupția, cu minciuna, cu crima, lucruri pe care noi le descoperim în Sfânta Scriptură. Există câteva tăblițe cu scrieri cuneiforme, acele așa zis litere formate din cuie așezate într-o anumită formă. Ele vorbesc despre anumite întâmplări, trebuie studiate, trebuie cercetate, iar înaintașii noștri au făcut acest lucru să vadă cum a supraviețuit societatea în acele timpuri atât de grele. Și primul caz de corupție amintit vreodată în istorie are o întâmplare legată de perioada școlii. Un băiețel pe nume Umu s-a dus la un moment dat cu lecția nefăcută la școală. Iar profesorul, evident, l-a bătut. Nu exista protecția copilului pe atunci. A doua zi, Umu iar s-a dus cu tema nefăcută și iarăși a primit bătaie. S-a întors acasă și s-a plâns tatălui. Iar tatăl ce a făcut? L-a invitat pe domnul profesor la el la masă. L-a invitat la masă, l-a cinstit cu ceea ce avea mai bun, iar la urmă i-a dăruit și o haină. A treia zi, Umu s-a dus iarăși cu lecția nefăcută. De data aceasta, profesorul nu l-a mai bătut. Ce ușor putem să corupem, ce ușor putem să manipulăm, iar la ora actuală, societatea este manipulată în așa fel încât orice veste, fie la televizor, fie în mass media, în online, unde vreți dumneavoastră, caută să ne destabilizeze într-o perioadă în care avem nevoie de echilibru, avem nevoie de răbdare, avem nevoie de credință care să ne țină lângă Dumnezeu. Pentru că El este sursa echilibrului și a puterii noastre. Aș vrea să mă întorc la acest caz de corupție. Probabil că a fost după episodul Adam și Eva în grădina Edenului. Aș vrea să rămânem puțin acolo, în mijlocul
corupției primare. Una din primele senzații pe care primii noștri părinți l-a simțit după neascultare a fost rușinea de a fi goi. Dumnezeu le dăduse haine de lumină, Dumnezeu făcuse ca viața lor să fie plină de prezența Lui. Și totuși, descoperim că după căderea în păcat, se întâmplă ceva. Oamenii se simt goi, Adam și Eva. Ce fapt produce acest sentiment de goliciune, dacă nu lipsa prezenței lui Dumnezeu și prezența păcatului? Ellen White spune că veșmântul de lumină care îi acoperea a dispărut și pentru a-l înlocui, ei au încercat să-și facă un acoperământ, căci goii nu puteau să dea ochii cu Dumnezeu și cu sfinții îngeri. Este evident că își pierduseră inocența și că nuditatea impudică pe care o contemplau era rezultatul cunoașterii răului. Însă ceea ce umplea cu adevărat sufletul lor de rușine era goliciunea sufletului, o conștiință vinovată pe care au vrut să o reducă la tăcere, înlocuind haina de lumină pe care o pierduseră cu șorțuri din frunze de smochin. Așa i-a găsit Creatorul, ascunși printre arborii din grădină, cu trupul acoperit cu stângăcie de astfel de acoperăminte nevrednice. Domnul nu mai putea să le ofere aceeași haină de lumină ca înainte, dar le-a confecționat haine din piei pe care a trebuit să le sacrifice câteva animale. Moartea acestor animale a fost primul sacrificiu crud, care făcea parte din planul de mântuire, primul sânge de ispășire pentru păcat, un tip sau o prefigurare a însuși sacrificiului Mântuitorului. Adam și Eva au înțeles că cineva trebuie să moară pentru a plăti greșeala lor și pentru a acoperi păcatul lor. Astfel s-a născut sistemul de jertfe pe care îl regăsim întreg Vechiul Testament. Avem de-a face cu o încercare stângace, așa cum ne spune inspirația, de a acoperi un păcat, de a se ascunde de Creatorul lor. Avem de-a face cu niște oameni care nu cunoscuseră păcatul, au trăit pentru prima oară senzația aceasta nefirească, nedemnă, de a fi departe de Dumnezeu, de a se despărți de Cel care i-a creat. Este senzația pe care o încearcă fiecare dintre noi atunci când întoarcem spatele lui Dumnezeu. Dar ceea ce este surprinzător este faptul că în această goliciune oamenii au căutat să acopere cu ceva nepotrivit. Și până în zilele noastre, hainele, noi spunem că haina face pe om. Iar ochii oamenilor sunt foarte impresionați de marca, de calitatea hainelor celor care sunt înaintea noastră. Dacă e de firmă, dacă este impunătoare, atunci respectul crește pe măsură valorii. Diferit de ceea ce poate reprezenta caracterul celor care poartă aceste haine. Avem câteva exemple în Sfânta Scriptură. Avem un Acan care ce face? Ascunde multe lucruri care se potriveau, se erau date spre nimicire. Ascunde o haină. Avem un Gehazi care ce face? Într-un moment nepotrivit se duce și dorește să mai scape ceva din povara pe care o avea generalul sirian, Naaman, și cere două haine. Mai avem un Belșațar, care în noaptea prăpădului, în noaptea în care pierde împărăția, el crede că poate rezolva problema cu o haină și cu un loc dat în împărăție lui Daniel. Mai avem pe Haman, atunci când este întrebat de Ahasverus, ce trebuie să se facă unui om căruia împăratul vrea să-i dea cinste, să-i se aducă o haină, o haină împărătească. Suntem mereu atașați, dacă vreți, de simțământul acesta al goliciunii, al dorinței de a fi acoperiți înaintea lui Dumnezeu. Dar înăuntru nostru, ce procese se întâmplă acolo? Corupția și minciuna au fost de la început. Iar Satana caută să demonstreze pe multe căi faptul că el conduce lumea. El influențează inima oamenilor și corupe mintea lor. Persoane aflate în poziții înalte dau dovadă că gândurile lor sunt îndreptate fără încetare spre rău. Mulți caută bogăția
și sunt lipsiți de orice fel de scrupule, în efortul de a spori averea prin tranzacții frauduloase. Și când pot fi tranzacțiile frauduloase o sursă de bogăție? Mai ales atunci când există criza. Și dacă ar fi să răsfoim internetul, să căutăm dovezi, avem din belșug, din păcate, oamenii care abuzează pe fondul nevoii celorlalți. Fie cu măști, fie cu dezinfectante, fie cu tot ce vreți dumneavoastră. Pentru ei este momentul îmbogățirii. Iar inspirația ne spune că Satana este cel care inspiră astfel de idei pentru a duce mai departe acele bogății adunate în mod nedemn. Domnul le îngăduie acestor oameni să se demaște unul pe altul cu privire la faptele lor rele. Ele nu rămân ascunse. Este un moment de avertizare pentru fiecare comerciant, dacă vreți. Unele dintre practicile lor nelegiuite îi sunt descoperite lumii. Pentru ca oamenii înțelepți care încă mai au în inimă dorința de a fi drepți și cinstiți față de semenii lor, să poată înțelege de ce Dumnezeu începe să-și trimită judecățile asupra pământului. Dumnezeu va pedepsi lumea în mod sigur pentru nelegiuirile ei. Ei și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Îngerul va zice, lipsa de iubire și credință sunt cele mai mari păcate ale poporului lui Dumnezeu de astăzi. Lipsa de credință duce la neglijență și la iubirea de sine și de lume. Mulți se dădeau la pofte și la plăceri, cu toată lumina care le arată primejdia și mai ridică încă vocea dând avertismente. Fiți cu luarea minte, fiți stăpâni pe voi, renunțați la plăceri, plata păcatului este moartea. Apocalipsa capitolul 3, versetul 18, ne spune Dumnezeu, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ca să-ți ungi ochii și să vezi. Indiferent de hainele pe care le purtăm sau de dorința de a ne acoperi în fața oamenilor, nu contează firma cu care ai fost îmbrăcat. Ceea ce contează, în realitate, reprezintă doar haina pe care doar Dumnezeu ți-o poate da. Vrei să fii păzit de păcat? Vrei să fii smuls în această lume tenebroasă, întunecată? Ai nevoie de Dumnezeu. Te sfătuiesc să cumperi acel aur curățit prin foc. Nu facem o introducere în Apocalipsă cu aceste cuvinte. Știm că cartea Apocalipsei sunt studii dedicate acestei cărți speciale pentru timpul sfârșitului. Vreau doar să amintesc faptul că acele elemente care ne dau siguranță și echilibru sunt găsite în acest verset. Aurul curățit prin foc. Credința pe care doar Domnul Hristos poate să ne-o dea. Hainele albe, hainele care sunt hainele îndreptățirii Domnului Hristos. Curăția pe care sângele său o poate da. Doctoria pentru ochi. Duhul Sfânt care este atât de necesar să vedem lucrurile reale pe care noi le trăim și avertismentele pe care le primim. Prezența Duhului trebuie să rămână cu biserica sa până la timpul sfârșitului. Aproape de terminarea secerișului pământului este făgăduită o revărsare specială de putere spirituală care să pregătească biserica pentru venirea Fiului Omului. Această revărsare a Spiritului este asemănată cu căderea ploii târzii. Și tocmai pentru această putere mare, creștinii trebuie să înalțe cererile lor la Domnul secerișului în vremea ploii târzii. Aș vrea să trec repede prin aceste pasaje, să ne rămână timp și de rugăciune. Rămâne pe seama noastră ca să vindecăm defectele din caracterele noastre, să curățim templul sufletului nostru de orice mânjitură. Atunci ploaia cea târzie va cădea asupra noastră așa cum ploaia timpurie a căzut de Rusalii. Cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu și care vor fi apărați în timpul strâmtorării trebuie să arate pe fața lor chipul deplin al Domnului Iisus. Am văzut că nici unul nu poate primi reînsuflețirea dacă n-a dobândit biruința asupra oricărui păcat, asupra mândriei, asupra egoismului, asupra iubirii de lume și asupra oricărui cuvânt rău și faptă rea. Stimații mei, nu suntem fără ajutor în aceste momente. Duhul lui Dumnezeu trebuie să rămână în biserica sa.
Și de multe ori avem impresia că dacă venim la Dumnezeu, toate lucrurile se rezolvă de la sine. Nu mai nevoie să fac nimic. Iată ce ne spune inspirația. Rămâne pe seama noastră ca să vindecăm defectele din caracterele noastre. Aceste declarații leagă strâns la oaltă sigiliul lui Dumnezeu și vremurile de înviorare. Cel din tâi, sigiliul lui Dumnezeu, fiind calificarea pentru cel de-al doilea, adică pentru vremurile de înviorare. Vremurile de înviorare vin asupra celor care sunt sigilați. Acesta este sfârșitul firesc al celui din tâi. Prin urmare, așa cum am văzut mai sus, că nu toți păzitorii sabatului vor primi sigiliul lui Dumnezeu, ci numai aceia care au experiența cerută. Tot astfel nu toți vor avea parte de ploaia târzie. Biruința lor este sigilată pentru viața veșnică. Este un text care ne interesează într-un mod special, nu numai pe noi, cei care cunoaștem Sfânta Scriptură, poate și pe cei care, poate pentru prima oară, sunt în fața acestei prezentări. Mii de suflete sincere, răspândite în lume, răspund la chemare și vin să ocupe în rândurile poporului lui Dumnezeu locul lăsat gol de mulțimea celor indiferenți și a celor nelegiuiți care apostaziază în momentul când sunt zdruncinați de ciurul ceresc al persecuției și strâmtorării. Ei au săvârșit marea greșeală de a ne socoti pe Dumnezeu și avertismentele solemne atât de des repetate, neglijând pregătirea necesară. Există un timp de pregătire și pentru noi. Există un timp de pregătire pentru societate. Fiecare are timpul dedicat de Dumnezeu pentru ca acei oameni care au contact cu Dumnezeu să audă solia. Mi-a fost arătat că dacă poporul lui Dumnezeu nu face și el eforturi din partea sa, ci așteaptă ca să vină înviorarea asupra lor și să îndrepte lipsurile lor și să repare greșelile lor, dacă ei așteaptă ca numai acel eveniment să-i curețe de toate mânjiturile corpului și ale spiritului și să-i facă vrednici de a se angaja în strigarea cea mare a îngerului al treilea, vor fi găsiți prea ușor. Reînsuflețirea sau puterea de la Dumnezeu vine numai asupra celor care s-au pregătit pe ei înșiși, făcând lucrul pe care Dumnezeu le-a dat să-l facă, și anume să se curețe de orice mânjitură a trupului și a spiritului, desăvârșindu-se în sfințenie și în temere de Dumnezeu. Toți aceia care sunt indiferenți și care se sustrag de la această lucrare vor fi găsiți prea ușor. Aș vrea să vă întreb exact ceea ce întreba și serva Domnului. Ce trebuie să spun despre a deștepta rămășița poporului lui Dumnezeu? Și acum un pericol pentru cei care studiază deja cuvântul, pentru cei care au o bază scripturistică puternică. Mi-a fost arătat că înaintea noastră stau scene îngrozitoare. Satana și îngerii săi pun la lucru toate puterile lor ca să nimicească pe copiii lui Dumnezeu. El știe că dacă ei dorm puțin mai mult, el este sigur de ei, căci vor fi învinși. De aceea vrășmașul cel mare folosește toate mijloacele sale ca să ne țină într-o stare de îngreunare și de indiferență. Sunt lucruri pe care le descoperim în biserică, sunt lucruri pe care le descoperim, dacă vezi, la întreaga societate. Indiferența, îngreunarea, nepăsarea. Căutăm pe Dumnezeu cu zel fierbinte, ne dăm toate străduințele pentru a deschide inimile noastre influenței Spiritului Sfânt și a supune Lui voința noastră. Satana nu poate să ne răpească binecuvântarea cerească. Și acum este un citat pe care îl știți și aș vrea să-l reamintim pentru cei care nu știu. De nimic nu se teme Satana atât de mult ca de aceea ca poporul lui Dumnezeu să elibereze calea, îndepărtând orice piedică, astfel încât Domnul să poată turna Duhul Său asupra bisericii lâncezite și asupra unei adunări nepocăite. Dacă ar fi după Satana, n-ar mai avea loc niciodată o redeșteptare, mare sau mică, până la vremea sfârșitului. Dar noi n-am fost lăsați în necunoștință în ce privește amăgirile sale. Este cu neputință să ne împotrivim puterii sale. Când calea pentru Duhul lui Dumnezeu este pregătită, va veni și binecuvântarea sa. Dacă Satana nu poate să închidă ferestrele cerului ca ploaia să nu mai poată veni pe pământ, cu atât mai mult nu va putea împiedica o ploaie de binecuvântare de a cădea asupra poporului lui Dumnezeu. Nelegiuiții și demonii nu pot
împiedica lucrarea lui Dumnezeu și nici nu pot opri prezența sa de la adunările poporului său, dacă ei, cu inimile supuse și smerite, își vor mărturisi și îndepărta păcatele lor și se vor prinde cu credință de făgăduințele sale. Cum? Dacă vor îndepărta păcatele lor, dacă inimile lor vor fi supuse și smerite și își vor mărturisi și îndepărta păcatele lor, se vor prinde cu credință de făgăduințele sale. Sigur, suntem copleșiți de povara pe care o avem, suntem copleșiți uneori de timpul pe care l-am pierdut în indiferență, în nepăsare, dar există un moment în care Dumnezeu face apel la inimile noastre să ne trezim. Să ne trezim pentru că timpurile noastre sunt lăsate de Dumnezeu, acest timp de criză, ca poporul să se trezească, să facă ceva, să renunțe la păcate. Stăm puterea noastră să acceptăm puterea lui Dumnezeu pentru că acele păcate să fie șterse din viața noastră, din comportamentul nostru, din caracterul nostru. Aș vrea să vă amintesc un gând al Apostolului Pavel, Roman 7 cu 18. Nimic bun nu locuiește în mine. Și aș vrea să vă întreb, de ce spune Apostolul Pavel acest lucru? Nu era un om bun? Era un teolog desăvârșit? Era un om care era implicat în lucrarea lui Dumnezeu? Era un om prin care Dumnezeu transmitea mesaje bisericii și a transmis până în zilele noastre? Și totuși Apostolul Pavel spune, nimic bun nu locuiește în mine. Dacă veți 1 Timotei 1 cu 15, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel întâi sunt eu. Vorbim de Apostolul Pavel, Apostolul neamurilor. Este Apostolul care a lucrat atât de mult pentru ca mulți oameni de pe această planetă să se întoarcă la Dumnezeu. Viața lui a fost o viață de sacrificiu și a culminat cu jertfa lui pentru Dumnezeu. Vorbim de un om care a trăit permanent sub spectrul morții pentru Dumnezeu. Și el spune, dintre toți păcătoșii, eu sunt cel mai mare. Aș vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră v-ați ridicat în mijlocul adunării, indiferent de confesiunea religioasă pe care o aveți dumneavoastră, o am eu, câți ne-am ridicat și am spus, fraților, surorilor, sunt cel mai mare păcătos din această comunitate. Cine a ridicat mâna să spună, sunt cel mai rău om de pe această planetă? Observați, Apostolul Pavel a putut să spună lucrul acesta. Poate putem spune și noi. Dacă vreți, luați-l pe Cristiano Ronaldo, că e cel mai cunoscut. Marchează, imaginați-vă că marchează 5 goluri într-un meci. Și apoi la interviu el spune, da, știți, am trimis mingea, a luat-o vântul, a trimis-o în poartă, la al doilea gol s-au ciocnit doi fundași, al treilea am primit o pasă bună. Și după ce încheie interviul spune, știți, eu sunt cel mai slab jucător din istoria fotbalului. Este imposibil să spun așa ceva. Este imposibil pentru mine și pentru tine să spui că ești cel mai rău. Și eu aș putea să spun, sunt cel mai slab pastor al Uniunii Române. Nu merit nimic. Sunt cel mai prăpădit. Sunt un om care nu merită respectul fraților și surorilor. Aș putea să spun lucrul acesta. Dar întrebarea mea și întrebarea pentru dumneavoastră este, cred lucrul acesta? Credeți lucrul acesta când spuneți, sunt cel mai rău? Apostolul Pavel putea să spună, pentru că el simțea acest lucru, deși era omul lui Dumnezeu, era mesagerul lui, era un vas ales. De ce oare se întâmplă lucrul acesta? Ce mai spune Pavel despre el? 1 Corinteni, capitolul 15, de la 6 la 9. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov și tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Ce spune Pavel despre sine? Sunt cel mai nepotrivit. Sunt cel mai rău om. Sunt cel mai păcătos, sunt o stâlpitură. Nu merit să fiu așezat în rândul
apostolilor, a slujitorilor lui Dumnezeu. De ce această caracterizare despre sine? Cea mai umilitoare, cele mai umilitoare fraze pe care le poate spune cineva despre el însuși. De ce? Pentru că există o diferență între sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia omului. Apostolul Pavel a simțit acest lucru, a trăit și a înțeles că cel mai mic păcat pe care omul îl face este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Și pentru cel mai mic păcat al lui a murit Fiul lui Dumnezeu. Simțim același lucru? Sau tendința noastră este să spunem, noi nu am mai păcătuit și merităm cerul. Suntem capabili să facem totul ca Dumnezeu să ne spună, veniți pentru că sunteți binecuvântați și meritați lucrul acesta. Este foarte greu. Este foarte greu să simți ceea ce a simțit Pavel. Vom continua lupta aceasta până când vom trece la odihnă sau până când sigiliul lui Dumnezeu va fi asupra noastră. Avem un pasaj foarte important. Poate uitați tot ceea ce s-a prezentat până acum. Însă nu uitați în acest timp de criză pasajul următor. Redeșteptarea aceasta va avea loc și trebuie să fim siguri că am ajuns în timpul în care trebuie să căutăm mai presus de orice această pocăință. Înainte de ultima revărsare a judecăților lui Dumnezeu asupra pământului, adică urgiile, cele 7 urgii, în mijlocul poporului lui Dumnezeu va fi o asemenea redeșteptare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice. Spiritul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra copiilor săi. Stimații mei, în acest timp de criză avem făgăduința de neclintit că în poporul lui Dumnezeu va avea loc o redeșteptare. Dacă astăzi bisericile sunt goale, pe motiv întemeiat, dacă vreți, când bisericile se vor deschide, în scurtă vreme, puterea Duhului Sfânt va fi revăsată asupra slujitorilor săi, asupra acelor oameni care au renunțat la păcat, acelor oameni care s-au trezit, acelor oameni în care Duhul lui Dumnezeu și-a făcut pe deplin lucrarea. Bisericile vor fi pline. Suntem astăzi în luna martie 2020. Nu știu când, dar în curând bisericile vor fi pline. De acei oameni sinceri care îl caută pe Dumnezeu din toată inima. Am fost foarte mișcată de scenele care mi-au trecut prin fața ochilor în timpul veghilor de noapte. Părea că o mare lucrare, o lucrare de redeșteptare, se făcea în multe locuri. Poporul nostru înainta ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Frații mei, Domnul ne vorbește. Vom asculta noi de glasul Său, ne vom pregăti noi oare candelele și ne vom purta ca niște oameni care așteaptă pe Domnul lor să vină? A venit timpul când să ducem lumina și să lucrăm. Aș vrea doar ultima parte a acestui pasaj. Când vom auzi marșul oștilor cerului, îndeplinindu-și misiunea, vor exista oameni inteligenți, aflați în poziții de răspundere care au așezat la temelia zidirii caracterului lor un lemn putrezit, un material care va fi nimicit în ziua lui Dumnezeu și care îi va face să fie considerați nepotriviți pentru a intra în reședințele cerești. Ei au refuzat să renunțe la hainele murdare și s-au atașat de ele ca și când ar fi de mare valoare. Ei vor pierde cerul și o veșnicie de binecuvântări din cauza acestor haine murdare. Stimații mei, vorbim aici de oameni pregătiți, oameni inteligenți, aflați în poziții de răspundere, oameni, dacă vreți, ai lui Dumnezeu, oameni care și-au consacrat timp lui Dumnezeu, și-au consacrat o parte din viața lor, dar nu în totalitate. Aici este mare amăgire că dacă ai făcut ceva pentru Dumnezeu, dacă o parte din viața ta a fost neprihănită, ai purtat hainele neprihănirii Domnului Hristos și mai ceva acolo în buzunarul tău, renunță. Renunță este un gând înșelător. Dumnezeu are nevoie de tine, de toată ființa ta. Are nevoie să îmbrace trupul tău cu hainele neprihănirii sale, spiritul lui să fie asupra ta. Dumnezeu are o lege care reprezintă marele standard al neprihănirii. Toți aceia care au presupus că se pot baza pe mila lui Dumnezeu și au săvârșit nelegiuirea, vor fi judecați după faptele lor. Dumnezeu i-a avertizat să se îndepărteze de orice nelegiuire.
El i-a poruncit fiecăruia să se împotrivească diavolului și să nu-l trateze ca pe un oaspete de onoare. A sosit timpul ca Ierusalimul să fie cercetat cu atenție. Dumnezeu cercetează caracterul, cântărindu-i valoarea morală și pronunțând o hotărâre în dreptul fiecărui om. Cei care au păcătuit trebuie să se grăbească să vină la pocăință cât încă nu este prea târziu. Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Întristarea celor nepocăiți este înșelătoare. Ea nu are nicio virtute reală, deoarece nu este motivată de conștiința caracterului grav al păcatului, ci este un regret, o întristare cauzată de faptul că păcatul lor a ajuns cunoscut altora. Prin urmare, nu are loc o mărturisire adevărată, ci numai o recunoaștere a păcatelor care au fost descoperite și nu mai pot fi negate. Aceasta este întristarea lumii, care aduce moarte și liniște și liniștește conștiința, în timp ce păcatul continuă să fie cultivat. Căci uite, tocmai întristarea aceasta este a voastră, spune Apostolul Pavel, este după voia lui Dumnezeu. Ce frământare a trezit între voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arăta că sunteți curați în privința aceasta. În aceste cuvinte putem înțelege datoria care apasă asupra bisericii, de a-i trata pe cei a căror viață este întru totul contrară luminii primite. Vor sta cei din poporul lui Dumnezeu de partea Scripturii? Sau vor fi chiar mai răi decât cei necredincioși, căutând dovezi în apărarea celor care păcătuiesc și împotrivindu-se adevărului și lui Hristos, pentru că nu respectă cerințele Evangheliei cu credință și ascultare, printr-o viață atentă și un caracter sfânt? Suntem într-un moment în care avem nevoie mai mult decât orice de lepădarea omului vechi, de lepădarea păcatelor, de a lăsa Duhului Dumnezeu să cerceteze și să aducă la lumină acele păcate. Stimații mei, nu vă temeți. Nu vă temeți că păcatele sunt aduse la judecată. Este momentul în care Dumnezeu vrea să așeze asupra noastră altceva, neprihănirea Lui. Și dacă nu ne-am împotrivit încă păcatului până la sânge, este o dovadă a faptului că noi încă iubim lumea și plăcerile ei. Vă invit să vă rămână următorul text în sufletul dumneavoastră. Alege mai degrabă sărăcia, reproșul, despărțirea de prieteni sau orice altă suferință decât să spângărești sufletul de păcat. Mai bine moartea decât dezonoarea sau călcarea legii lui Dumnezeu. Ar trebui să fie motoul fiecărui creștin. Stimații mei, suntem într-un moment în care putem să ne rugăm. Putem să ne rugăm și avem subiecte de rugăciune. Ați trimis și dumneavoastră. Avem deja un calup întreg de rugăciuni dedicate unor oameni care au atâta nevoie de sprijin. Sunt oameni care efectiv nu se pot ruga. Sunt oameni a căror conștiință este, dacă vreți, adormită sau înfuriată pentru faptul că Dumnezeu n-a mai îngăduit timp pentru planurile lor. Frații mei, aș vrea să ne rugăm pentru fratele Ștefan de la Oradea, pentru starea dumnealui de sănătate. Familia ne-a solicitat să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină și să aducă rezolvare în problema de sănătate a fratelui. Sora Iuliana din Spania, pentru sănătate, și-ar vrea să încheie un legământ cu Dumnezeu prin botez. Să ne rugăm și pentru dumneai. Ne vom ruga și pentru oamenii care sunt în prima linie, doctori, asistente, cei care, dacă vreți, își dau viața pentru semenii lor, cu orice risc. Aș vrea să ne plecăm în rugăciune și aminurile dumneavoastră să consfințească hotărârea și dorința ca Dumnezeu să ne răspundă după planul Său. Tatăl nostru din ceruri, suntem recunoscători pentru momentele de rugăciune, pentru că întotdeauna ești dispus să asculți cererile, strigătele copiilor Tăi de pe pământ. Tatăl nostru, așezăm înaintea Ta pe cei care se sacrifică în aceste momente pentru binele semenilor. Te rugăm pentru doctori, pentru asistente, pentru infirmieri, pentru cei care cercetează cazurile
pentru cei care sunt în laboratoare și încearcă să aducă soluții pentru întreaga omenire. Te rugăm să inspiri Tu. Te rugăm să-i protejezi de tot ceea ce este rău. Te rugăm să lucrezi după planul Tău și să aduci rezolvare în această lume apăsată de păcat, apăsată de boală. Te rugăm, Tatăl nostru, lucrează și binecuvântează-L pe fratele Ștefan de la Oradea. Ajută-L în problemele pe care le are de sănătate. Binecuvântează întreaga familie. Primește consacrarea dumnealor. De asemenea, te rugăm pentru sora noastră Iuliana din Spania. Ajută-o, Tatăl nostru, dăruiește sănătate. Susține-o să poată încheia legământ cu Tine. Binecuvântează familia și locuirea dumneiei acolo. Te rugăm, Tatăl nostru, pentru frații și surorile noastre care sunt departe de noi, în altă țară, ajută-i, susține-i și fă, Tatăl nostru, ca binecuvântarea prezenței Tale să-i urmărească în continuare. Îți mulțumim, Tată bun, că Tu ai răspuns rugăciunilor copiilor Tăi pentru fratele Mădălin Prunaru. Îți mulțumim că L-ai refăcut. Îți mulțumim că ai intervenit în viața fratelui Ciprian din Spania. Ajută-l, Tatăl nostru, continuă și binecuvântează viețile dumnealor cu prezența Ta. Ajută să poată da mărturie în continuare despre intervenția Ta în viața dumnealor. Tatăl nostru, te rugăm pentru cei care suferă, sunt întristați din cauza păcatului. Te rugăm, Tatăl nostru, revarsă Duhul Tău cel Sfânt asupra acestor inimi întristate. Ridică-i din nou. Ridică biserica Ta. Ajută ca ploaia târzie a Duhului Sfânt să fie revărsată din belșug asupra noastră. Ajută-ne, Tatăl nostru, să nu fim găsiți în ceasul judecății prea ușor. Ajută-ne să avem temeliile așezate și fixate în cuvântul Tău. Și ajută ca acest cuvânt să nu fie doar un cuvânt trecător, ci să rămână în viața noastră, să producă transformarea pe care Tu o aștepți. Și ajută, Tată bun, ca acel chip special, deosebit al Domnului Hristos, să fie oglindit în viața noastră. Îți mulțumim că ne asculți, îți mulțumim că vei binecuvânta poporul Tău de pretutinde, vei binecuvânta ascultătorii din această dimineață, vei binecuvânta întreaga biserică de pe întreg cuprinsul pământului. Te rugăm, Tatăl nostru, și într-un mod special pentru administratorii bisericii Tale, de la conferința generală, de la diviziuni, de la uniune, de la conferințele din România. Lucrează, Tată bun, și fă ca protecția prezenței Tale să le fie dăruită din belșug. Dorim să ne inspiri, dorim să ne dăruiești pacea Ta și bucuria că întotdeauna ești lângă noi, pentru că Te-am rugat în numele scump și meritele Domnului nostru Iisus Hristos. Fii lăudat pentru toate, de acum și în veci de veci. Amin.